ultima săptămână o să bocesc. Fânica? Da? Ce-i să pare că da, mi-e îmi pare rău și vreau și mine. Și mie îmi pare rău. Sincer să zic, unde am mai mâncat eu așa de bine, unde am mai stat eu așa de bine în pat. Unde am mai trăit eu pe picior mare așa în viața asta. Nu mai înfrigea asta, eu abia așa să ieși mâine afară la casa noastră, la una. Dar vorba aia. La televizor. Întreținere, chirii, gazi, lumină, apă, nu știu ce. Nu, fără nicio aluzie sau ceva. Pe bune, aici n-ai nimic de plăcut, n-ai nimic de făcut. Ți-a pus mama foc la suflet? Dar și-a dreptatea ei. Ce zicea mama? Afară, gândiți-vă să aveți întrețineri, chirii cu tare și voi vă certați acolo pe nu știu ce. Da, păi și n-ați dreptate? În ultima săptămână, zic, dacă o fi doamne arsă. În urmă mai De ce? Așa, să le iau acasă. Mamă, mi-a o plasă de dulce. A 2 lei. Păi da, păi și măcar nu trebuie să iei. Pe ultima săptămână, a câte drumuri o să fie, cred că cu doctor, analize și prostii de astea, numai de mâncare nu-ți aduți. Că? Că mi-au un aparat, o din ala la pasul de mie. Să am. Acasă cine știe ce mă așteaptă. Nu mi-e frică că datorii n-o să am, știi, că bunic mea singur n-am treabă. N-aveau de unde să fac datorii, dar până mă angajez, știi? Până te angajez, până ce fac, sunt muritor de foame.